Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani au depistat un cetățean român care transporta 19.960 de țigarete de contrabandă ascunse în portierele, porbagajul și aripile laterale ale autoturismului personal marca Opel. Întâmplarea a avut loc ieri seară în jurul orei 21.30, când un echipaj format din polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, aflat în misiune specifică, a oprit pentru control în trafic pe raza localității de frontieră Frontiera un autoturism marca Opel înmatriculat în România, despre care dețineau date și informații că este folosit la transportul țigărilor de contrabandă. Pentru efectuarea unui control amănunțit, șoferul, un bărbat în vârstă de 31 de ani din județul Botoșani, a fost condus la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani. În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse sub scaune, în torpedou, sub bancheta din spate, în portierele laterale, în porbagaj sub roada de rezervă și în aripile autoturismului guvernului cantitatea de 19.960 de țigarete de diferite mărci cu timbru Republica Moldova și proveniență duty free. Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră că a achiziționat țigaretele din localitatea Siret de la o persoană necunoscută cu intenția de a le comercializa pe raza localității Trușești. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și au dispus măsura reținerii țigaretelor în valoare totală de 11.227 de lei și autoturismului în valoare de 12 200 de lei, în vederea confiscării. Și tot ieri dimineață, în punctul de trecere al frontierei stânca, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților necesare trecerii frontierei pe sensul de intrare în țară Cristina, cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 22 de ani, conducând un autoturism marca Range Rover înmatriculat în Republica Moldova. În urma controlului amănunțit efectuat asupra autoturismului, echipa comună formată din inspectori VAMAL și polițiști de frontieră a descoperit ascunsă și nedeclarată în portiere bara din spate și în scaunele din fața ale mașinii cantitatea de 19.000 de țigarete marca Plugarul cu timbrul de acciză Republica Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura ridicării țigaretelor în valoare totală de 2.138 de lei în vederea confiscării, iar tânăra a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 5.000 de lei.